Salutare, dragi prieteni, sunt Bogdan, unul dintre administratorii grupurilor Cryptopedia.ro și în cele ce urmează voi face o scurtă analiză a întregii piețe cripto. Vom analiza împreună perechea Bitcoin Perps, vom arunca de asemenea o privire și pe perechea Ethereum USDT și perechea Ethereum BTC. Și în plus, față de ceea ce v-am obișnuit, vom arunca o privire și asupra indicelui Standard & Poor's. Astfel că săptămâna trecută, după cum am susținut în ultima bună perioadă de timp, mai exact de la începutul anului, am preconizat faptul că Bitcoin va fi tranzacționat sub nivelul de 27.500, adică sub low-ul anului 2021. Și vă spuneam la momentul respectiv, la începutul anului, precum și cu fiecare ocazie pe care am avut-o, faptul că dacă acest mare range în care suntem 27.565.000 era pe un time frame mai mic, după deviația peste high range ați fi țintit zona de mid range și respectiv low range. Drept urmare, în cursul săptămânii anterioare, Bitcoin a căzut sub 27.500, ajungând până la 25.000, concomitent cu momentul în care stablecoin-ul USDT s-a depreciat puternic față de Binance USDT și USDC pe fondul scandalului Terra Luna. La acel moment mi s-a părut o simplu fud din punctul meu de vedere, anticipând o calmare a pieței. Cu toate acestea, nu am intrat long sub acest nivel, sub 27.500. În schimb, ce am făcut a fost să marchez profit dintr-un short avut de câteva săptămâni bune, de când prețul se afla la 45.800. Înainte de a analiza efectiv perechea Bitcoin Perps, mă voi uita pe indicele Standard & Poor's și o să vă spun de ce. Motivul pentru care vreau să arunc o privire asupra acestui grafic este dat de faptul că în acest moment există o strânsă corelație între piața cripto și piața tradițională. Până când piața tradițională nu își va găsi un bottom și va reîncepe un trend ascendent, din punctul meu de vedere nici piața cripto nu se va opri din scădere. Drept urmare, în fața noastră avem graficul Standard & Poor's 500. În grafic, ca nivele, am marcat un range marcat de low-ul anului 2021 și high-ul anului 2021 sau chiar high-ul anului 2022, adică între 3656 și 4800. După cum puteți observa, acest grafic a avut loc o rupere în structura bullish în momentul în care prețul a închis sub acest nivel pe care îl voi marca cu culoarea roșie. Voi analiza astfel structura pieței în acest moment. Observăm cum după ce prețul a coborât sub acest nivel, sub acest low format în 29 noiembrie și a închis sub, am avut o rupere în structură, astfel că am avut un lower low, lower high, urmat de un lower low, putem numi acestea două equal high-uri, cu o străpungere falsă în nivelul de 4578, urmat de un lower low. Pe grafic, pe lângă range low, range high, adică 3656-4800, avem marcat nivelul mid-range 4235, care vă rog să observați cum reacționează ca pivot pentru piață, ca suport și rezistență. În aceste zone s-a comportat relativ ca suport în patru rânduri, precum și anterior ca rezistență. Astfel că acest indice este unul bearish. Tendința este de depreciere. Cu toate acestea, iau în calcul
Câtă vreme stăm peste acest nivel, și momentan stăm, peste 3930, să, ca prețul să aibă un bounce, anticipez eu până în această zonă, până în zona de 4228. Cu toate acestea, favorizez shorturile, atât pe indice și practic cât și pe perechea Bitcoin sau pe piața cripto în general. Nu mă voi mai lungi asupra acestui grafic. Tot ceea ce voiam era să clarific faptul că există o strânsă corelație între piață, între cele două piețe, tonul fiind dat de acest grafic. Ton care este unul bearish. Revenind asupra problemelor noastre de zi cu zi și anume problemei Bitcoin, numită Bitcoin, față de săptămâna trecută pe time frame mare, nu ar fi foarte multe de spus, pe weekly mai ales. Într-adevăr, în acest moment prețul se află într-o zonă suport marcată de low range, adică low-ul anului trecut și deschiderea anuală, deschiderea pe anul 2021, adică 27.500, 29.000, această zonă fiind în prezent suport. Într-adevăr este suport, însă trebuie să avem în vedere faptul că prețul a rupt această consolidare în jos. Am avut un range în care am stat de la începutul lunii ianuarie până la începutul lunii mai, adică am avut 3 luni de ranging, de consolidare, iar dacă ar fi fost să inversez acest grafic, aș fi spus că este un bullish breakout. Consolidare, adică o reacumulare urmată de breakout în zona 36.300-37.000. Astfel că este de reținut că trendul și momentumul este unul bearish la nivel săptămânal, cu atât mai mult cu cât prețul stă sub EMA 21 și EMA 13 la nivel săptămânal. Se poate observa cum EMA 13 se află sub EMA 21, acest lucru marchează un momentum bearish. Totodată acestea sunt îndreptate în jos, indicând o anumită direcție a prețului. Desigur, în analizele mele, după cum bine știți, nu mă bazez exclusiv pe aceste două medii mobile, însă le folosesc pentru a mă orienta în identificarea trendului. Nu o să revin pe un alt grafic, însă v-am mai spus, odată cu deviații peste EMA 21 pe weekly, prețul tinde să aibă sell-off. Acest lucru s-a întâmplat și de această dată. Cu privire la acest aspect și dacă sunteți interesați de modalitatea în care se comportă prețul odată ce are loc o deviație peste EMA 21, v-aș ruga să vizionați videoclipul anterior. Voi coborâ time frame-ul și mă voi uita pe daily în acest moment. Pe daily o să vă dau două zone de interes pentru poziții swing, fie swing long, fie swing short. Ca mai apoi să disecăm un time frame mai mic. Astfel că la nivel daily prețul este și el bearish, cu toate acestea în acest moment pare să fie aflat suport în zona de 29.000. 28.000, 29.000 și pare să avem un bounce. Pentru poziții voi urmări un swing short din zona 36.000, 37.000. De ce această zonă? Pentru că practic această zonă, întreaga această zonă, marchează o zonă de consolidare în care a stat prețul timp de
3 luni de zile, astfel că zona inferioară acesteia, odată ruptă, marchează o zonă puternică de rezistență. Astfel, dacă vom avea un bounce din această zonă, voi urmări ca prețul să aibă un pump în zona de 36.000-37.000, să consolideze pentru câteva zile, loc în care se formeze un range, iar acolo voi urmări un short cu ținta 25.000, iar mai apoi 22.000, respectiv 20.000. Acesta este swing shortul pe care îl urmăresc. Dar vreau să precizez faptul că în acest moment, inclusiv această zonă unde avem pe grafic media mobilă EMA21 și EMA13, pot fi considerate zone de rezistență dinamică și zone în care se poate avea în vedere potențiale shorturi. Se poate observa foarte frumos în această zonă cum prețul cele două medii mobile s-au comportat ca rezistență, astfel că este de avut în vedere și de această dată un posibil eject din această zonă. Însă, pentru un short pe care să-l țin câteva săptămâni, adică un swing short, nu chiar câteva săptămâni, dar zile măcar, pentru a urmări o mișcare mai amplă, în continuare precizez că voi urmări un short din această zonă. 34, 35 de mii, 36 de mii. Pentru long, ceea ce voi urmări este ca prețul să revină sub low-ul avut săptămâna trecută. Voi urmări o consolidare în această zonă unde va avea loc și voi ținti zona de 36.000-37.000. Poate vă întrebați de ce nu am intrat long odată ce prețul a curățat low-urile lunii ianuarie. Motivul este simplu. Făcând trimitere la piața tradițională, nu cred că a avut loc bottom-ul încă. Chiar dacă prețul a capitulat, poate, sub acest nivel de 27.500, ceea ce vreau să văd în acest moment este o perioadă prelungită de mișcare sideways. Cum v-am mai spus, bottom-urile la nivel macro nu se formează în câteva zile, ci acestea durează. Vorbim de săptămâni și chiar luni de zile, timp în care există posibilitatea de a te poziționa pe piață. Teza mea bearish și biasul bearish într-o anumită măsură se va schimba în momentul în care prețul reușește să revină peste acest nivel, peste această zonă de consolidare din zona 37.000. În acel moment, cred eu că va avea loc o schimbare în momentum și voi renunța la urmări, la mai favoriza shorturile. Desigur, când vorbesc de un reclaim la acest nivel, nu mă refer la simpla trecere a prețului peste 37.000. Este nevoie de o consolidare peste acest nivel short urmată de un impuls up. Caz contrar, vom ajunge ca în situația anterioară când prețul a fost tranzacționat peste early open, fapt pe care l-anticipam, aceasta fiind în fapt o simplă deviație. Odată ce prețul a revenit sub acest nivel, a avut loc un sell-off puternic. Astfel că, din nou, ca în situația aceasta, pe care am avut-o la acest nivel la early open, dacă prețul este să ajungă peste această zonă de 37.000,
Mă voi aștepta în aceeași măsură și la o continuare, dar și la o deviație. Odată ce prețul ar reveni sub acest nivel, voi urmări shorturi. Mergând pe un time frame mai mic, de 4 ore, momentan am trasat pe grafic un range între 25.200, low-ul săptămânii anterioare, și 31.000. Ceea ce cred eu pentru acest moment, și cum am spus și la începutul săptămânii, adică ieri, colegilor de pe grupul premium, este faptul că am așteptat și s-a și întâmplat ca prețul să fie tranzacționat în zona de 29.000 pentru a curăța o ineficiență, dar mai apoi am spus că mă aștept ca prețul să se tranzacționeze ulterior în cursul săptămânii acesteia peste 31.000. Voi coborâ timeframe-ul pe 30 de minute pentru o imagine mai clară. Astfel, prețul revenind în range s-a îndreptat spre această zonă. Această zonă este o zonă cu ineficiență, imbalanță. Această ineficiență a fost reparată având un bounce. În continuare, cum am susținut, mă aștept ca prețul să revină peste 31.200. Mai exact. De ce spun asta? O să vă rog să vă uitați la candela cu care am început săptămâna. Adică, din prima secundă, primul minut, prețul a avut o mișcare down. Suntem în prezența unui flat top, se numește, adică o candelă zilnică, săptămânală, pe or- și pe oră, care nu are nicio umbră, niciun wick. Ori, de regulă, piața tinde să rezolve aceste situații, în sensul că tinde să revină peste acest nivel chiar și pentru un liquidity gap. Grab. Drept urmare, ca setup concret pe care îl urmăresc în acest moment, aș vrea să văd un push pe time frame mic. Aici vorbesc de un setup pe time frame mic. Peste acest nivel, peste weekly open, urmat de un eject sub el. Și odată ce prețul revine sub 31.000, am credința că prețul se va îndrepta cel puțin la acest low care se află în zona de 28.500. Practic, acesta ar fi setup-ul short pe 30 de minute. Odată ce prețul curăță weekly open și chiar high-ul de la 31.400 și revine sub 31.000 sau o intrare agresivă chiar odată ce revine sub weekly open și este acceptat din nou sub weekly open, voi urmări un short cu ținta 28.400. În eventualitatea în care prețul reușește să se mențină peste weekly open, peste 31.300, mă aștept ca acesta să se îndrepte spre 33.600, unde, la nivel daily, avem un liquidity gap, fair value gap, cum vreți voi să-l numiți, marcat, care începe de la 32.655 până la 33.688. Adică, în această zonă, mă aștept, dacă prețul este acceptat peste acest nivel, să vină în această zonă. De precizat este faptul că până la urmă, dacă e să ne uităm pe weekly, avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 săptămâni la rând roșii, aceasta momentan fiind a 8-a. Sigur, n-aș pari, adică nu există o probabilitate mai mare ca prețul să închidă pe verde săptămâna decât ar fi să închidă pe roșu din punct de vedere al
posibilităților. Adică acesta nu este un argument doar pentru faptul că s-au închis 7 candele la rând roșii, este obligatoriu ca 8-a să fie verde. Nici vorbă despre așa ceva, și asta am spus-o și colegilor mei, de asemenea am spus-o și în videoclipul anterior când aveam 6 la rând și urma a 7-a, că acest lucru este irelevant. Însă este relevant totuși faptul că prețul a curățat low-ul anului 2021, fiind într-o zonă suport puternică, astfel că nu poate fi exclusă o eventuală apreciere a prețului pe termen scurt, optica pe termen lung fiind aceeași, anume de depreciere, din punctul meu de vedere. Cu privire la Bitcoin nu mai sunt multe de precizat, motiv pentru care voi arunca o scurtă privire pe perechea Ethereum USDT. La analiza anterioară vă precizam faptul că mă aștept în cele din urmă ca prețul să curețe aceste low-uri, fapt ce s-a și întâmplat, iar ca mai apoi susțineam eu ca zone, nu neapărat că susțineam, vă indicam zone de buy pentru spot pe termen lung sub 1700. Pe perechea Ethereum USDT prețul nu a ajuns la 1700, însă dacă o să vă uitați pe alte grafice Ethereum Perps, o să vedeți că prețul a fost tranzacționat la 1700 odată ce Bitcoin a ajuns la 25.000 pe perechea Bitcoin Perps. În continuare, mă aștept ca prețul eventual să coboare sub zona de 1700, zonă în care, din punctul meu de vedere, este oportunitate de a acumula poziții spot. Ca și pe Bitcoin, Ethereum a rupt o consolidare în care a stat timp de 3 luni de zile, fiind în zona 2400-3200. Astfel că în eventualitatea unui bounce, din nou, și pentru aceasta favorizez short-ul în acest moment, în această zonă. Această zonă care va reacționa din punctul meu de vedere ca o zonă supply. Iar această zonă, comportându-se această linie, adică acest nivel de preț de 2400, că nu în linia în sine reacționează ca suport sau rezistență, comportându-se ca o zonă de interes pentru vânzare. Astfel că dacă prețul va urca în acest nivel și va da dovadă de slăbiciune, cred eu că va urma o nouă depreciere spre 1700. Cum am susținut-o și săptămâna trecută, nu e momentul acum să fiți bearish. Setup-urile pe care vi le dau eu, voi le dau din perspectiva unui trader. Pe măsură ce prețul se depreciază, trebuie să vedeți în asta ca o oportunitate de cumpărare. V-am rugat permanent să aveți grijă de propriul vostru capital, să supraviețuiți acestui downtrend, pentru că ulterior vor veni și zile mai bune. Sigur, până să vină acele zile bune, este nevoie să rămâneți în piață. În continuarea ideii, pe măsură ce prețul scade, trebuie să fiți din ce în ce mai bullish. Veți avea oportunitatea, cred eu, să cumpărați Ethereum sub 1700 pentru formarea unui bottom, la fel ca pentru Bitcoin și pentru orice lucru tranzacționabil. Cred eu că bottomul va dura până să se formeze. Mă aștept la un range, o comprimare a prețului, o scădere a volatilității și abia apoi, odată rupt range-ul ce s-ar forma,
indiferent că se formează între 1700 și 1200, dau un exemplu, nu știu, sau chiar în această zonă, între 2200 și 1700, odată, abia după ce s-a rupt pe presupusul range, abia apoi putem vorbi de un bottom pentru termen mediu și lung. Însă acea zonă de acumulare va dura de ordinul săptămânilor sau lunilor. Asta dacă nu avem un V-shape reversal care, cum am mai spus, se întâmplă în una din 10 situații, în timp ce bottomurile lungi, de lungă durată și plictisitoare, se formează în 9 din 10 situații. Ceea ce privește Ethereum BTC, această zonă de 0.075 lucrează ca rezistență, a lucrat în continuare, am avut un eject din această zonă. În acest moment, sincer, mă aștept ca prețul să coboare în această zonă la 0.064 și în funcție dacă rezistă acest nivel 0.064 sau nu, prețul fie să coboare în acest nivel, fie să retesteze 0.069. Însă, ca idee, mă aștept să ajungă la 0.064. Sincer, mă interesează să acumulez Ethereum pe perechea cu Bitcoin în eventualitatea în care acesta va coborî la 0.055. Din punctul meu de vedere, cum am susținut și în videoclipul anterior, pe time frame mare, Ethereum BTC are o structură bullish. Din punctul meu de vedere, pare a fi reacumulare. Iar acesta este motivul la baza căruia stă decizia mea de a acumula în această zonă la 0.055 dacă prețul va ajunge în acest nivel. Cam atât am avut de analizat pentru astăzi. Ceea ce trebuie să rețineți, cu riscul de a mă repeta, este că bottom, în ceea ce privește un bottom, atunci când se formează, acesta se formează într-un timp relativ mare când vorbim de time frame-uri mari, adică de weekly sau chiar monthly. Bottom-urile de regulă durează săptămâni sau luni. Perioade plictisitoare de tranzacționat în care este lipsită volatilitatea. Momentan nu cred că acesta este bottom-ul pe time frame mare pentru piața cripto. Mă aștept să revizităm zone de 24.000, 22.000 și chiar 20.000. Chiar dacă în ciclurile anterioare Bitcoin nu a vizitat at the highest-ul anterior, asta nu înseamnă că nu se poate întâmpla pe viitor. Cam atât am avut de spus pentru astăzi. Vă mulțumesc că m-ați ascultat. Dacă nu sunteți membri pe grupul Cryptopedia de pe Telegram, vă sfătuiesc să o faceți. Vă sfătuiesc să dați like, share și subscribe la canalul nostru de YouTube, precum și la pagina de Facebook și de Instagram a comunității. Vă urez o zi bună în continuare și să aveți grijă de propriul vostru capital.